Bună seara! Salutare! Suntem la ședința numărul 11 a atelierului de lectură Junimea. În seara asta avem o lectură publică și invitat îl avem pe Ioan Coroamă. Este ultimul, nu pentru că așa s-a ales, ci pentru că așa s-a nimerit, din cei care aleși de mine care au citit la Junimea, indiferent de numele pe care le-a avut în timp și deci face parte din cei care au citit aici și au debutat. Ca urmare, fiecare a avut parte de o lectură publică și putem spune și de o lansare de carte totodată, cu toate că n-a fost în niciunul dintre cazuri o lansare propriu-zisă de carte. Ioan Coroamă, bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Pentru oaspeții noștri aici în sală și pentru cei care ne urmăresc, dar și pentru cei care ne vor urmări, o să vă spun că Ioan Coroamă s-a născut în 2001 la Iași. Actualmente este student în cadrul Departamentului de Filozofie al Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice, Universitatea Cuza din Iași. A debutat publicistic în 2018 în Poezis Internațional și a publicat poeme și traduceri în revistele Vatra, Steaua, Euforion, Timpul, Echinoctium sau Poetic Stand. A câștigat în 2018 concursul de creație literară Iustin Panța, oferit de revista Euforion și Teatrul pentru Copii și Tineret Gong din Sibiu. A participat la diferite ateliere de creație, tabere sau rezidenții artistice, precum Nepotul lui Thoreau sau Institutul Blecher, și la diverse festivaluri sau evenimente poetice, precum lecturi în atelier, Maratonul Filit, stand-up, dar nu numai, o să revenim la, tu ai fost și invitat anul trecut, stand-up poetry Alba Iulia sau nocturnele de poezie Arcen. Debutul său editorial colectiv a apărut în 2022, la OMG Publishing House și a câștigat Premiul Național pentru Debut în Poezie Iustin Panța anul acesta, motiv pentru care ne întâlnim și noi acum. Ioan Coroamă, cum a început povestea cu poezia? Momentul zero mă interesează. Sau dacă este să te duci și înspre minus, nu ezita. Cred că un moment foarte important din viața mea, din întâlnirea cu poezia, de fapt, momentul în care s-a născut, să zicem așa, o curiozitate latentă pentru poezia, a fost undeva prin clasa a șasea, când diriginta noastră din gimnaziu, Dumnezeu să ierte, profesor de română, o cheamă doamna Elena Răpanu, Marcela Răpanu. O chema, da. Și dumneai ei preda la poezie o lecție despre suprarealiști și dadaiști români. Uh-huh. Mi se părea ceva foarte bizar în poezia respectivă, era ceva foarte diferit față de toate celelalte lecții abordate în programa pentru gimnaziu, față de Eminescu, nu știu, să citești Sasha Pană sau Geo Bogza, e ceva care poate să nască un anumit interes în tine, să-ți pui întrebarea unde se oprește poezia sau cum poate arăta poezia. Și atunci să zicem că s-a născut o anumită curiozitate pe care am fructificat-o la un nivel mai serios, mult mai târziu. Și anume, acesta ar fi momentul zero pentru descoperirea poeziei contemporane. De atunci ai început să citești poezii sau citeai și înainte? Citeam, să spunem, dar nu citeam într-un mod consecvent sau într-un mod asumat. De-abia după clasa 9-a, după o întâlnire pe care am avut-o cu Cosmin Perța, în cadrul lecturilor de la Filit, în care autorii erau invitați să citească prin licee. El a venit acolo în calitate de prozator, își lansa o carte de proză, dar după discuția despre cartea sa și dialogul cu sala, a propus să citească și câteva poeme dintr-o carte de-a lui care se numește Fără titlu.
Din start, pentru mine a fost foarte, foarte provocatoare miza asta, să scrii poezie fără titlu. Pentru un puș de clasa noua era ceva destul de neobișnuit. Nemai întâlnit, exact. Și lectura, cred că a 3-4 poeme, pur și simplu mi-a indus o stare de transă. Nu înțelegeam ce se petrece cu mintea și cu corpul meu în momentul când eram în sală și cu Sumințel Perța și citea poemele. Și în momentul respectiv am simțit că e ceva și cu genul ăla de poezie chiar pot să spun că nu mă mai întâlnisem niciodată. Și era ceva care îmi plăcea foarte mult, crea un sentiment extrem de puternic în mine. Și de atunci am început să caut, să văd care e treaba cu poezia contemporană. Am căutat la fel, căutam pe internet despre Cosmin Perța, ce a scris, ce a citit, prin ce locuri a citit și așa am ajuns... Ai făcut un fetiș, deci ai început pentru un fetiș pentru el. Da, nu neapărat, mai degrabă mi-am dat seama într-un mod inconștient că, ca să-mi dau seama cam unde se situează comunitatea asta artistică a poeziei contemporane din scena din România. Pur și simplu el, să spunem că s-a nimerit a fi pionul care mi-a creat curiozitatea de a căuta lumea. Da. Da. Și după aia, în clasa 10-a, pot să spun că marea întâlnire pe care am avut-o, în care cumva m-a și format și mi-a pus o serie de proiecții, de mize și cumva mi-a dat încrederea că trebuie să urmez drumul ăsta, a fost întâlnirea cu Claudiu Comartin. Prin el, la fel, am reușit să-i cunosc pe Radu Andriescu și multe alte personaje pe care îmi sunt foarte dragi mie. Da, e interesantă chestia asta, că mi-a zis Radu la un moment dat de tine, atunci când te-a cunoscut, mi-a zis Comartin de unul din Iași, cu Roam. Deci el știe de el, iar eu nu știu. Ceva de genul ăsta da, a fost. Da, 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 da. Dar nebănuite sunt căile poeziei în cazul da. Nostru. Acum, și povestea continuă. Povestea continuă până în prezent, cu foarte multe întâmplări, amintiri, oameni cunoscuți de prin toată țara și din afară, prin poezie și prin... mișcarea asta tectonică pe care o pune ea în scenă, de fapt. Mi-a venit și o să-ți adresez întrebarea asta, dar nu e acum momentul. Sper să nu o uit. Sigur, sigur. Dacă uit, să-mi aduci tu aminte. Da. Deci, ai ajuns să publici, tu Ieșan, la o editură clujeană. Da. La OMG Publishing. Cum se vede lumea literară ieșeană de acolo? Și viceversa. Da. Mă gândesc că de ceva ani, aș spune că, nu știu, cam așa de vreo 7-8 ani de zile, cumva a început să existe o prietenie între ieșeni și clujeni. Cu siguranță existau niște prietenii mai vechi, a unor poeți mai înătate, ca să zic așa, dar eu consider că ne susținem reciproc. Și că nu există, să zicem așa, animozități, ci din contră, mai degrabă sprijin reciproc, ajutor reciproc. Chiar prietenii mei, se întâmplă să am foarte mulți prieteni clujeni din zona literară și chiar ei au observat, discutam destul de recent cu unii dintre ei, că în Iași de ceva ani se naște ceva, se înfiripă nu neapărat o direcție sau o mișcare, dar o comunitate bine închegată poetică. Și ei cum privesc lucrul ăsta? Cu invidie constructivă sau cu invidie destructivă? Eu aș spune că nici nu știu dacă e cu invidie. Întrebare retorică. Da, sigur. Cu siguranță cred că se bucură foarte mult că se mișcă lucrurile și în alte zone ale țării. Și în Timișoara am văzut că de ceva timp există foarte multe, da, foarte multe inițiative. Dan, și mai vechi. Da. Și că, așa, anecdotic, mă întreb dacă se întreabă dacă n-au apus așa, cum să spun, momentul lor de putere. Mie mi se pare că cei așa... Cei de la Cluj?
se întreabă. Da, bine, nu cred că se întreabă în serios lucrul ăsta, dar mi se pare așa o chestie. Eu personal văd Clujul anilor 2009 cu, nu știu, studenți ca Ștefan Manasia, Radu Vancu și, nu știu, Vlad Moldovan la filozofie și așa mai departe, Andrei Doboș la litere și perioada respectivă din Cluj, când de fapt a luat naștere Torou, văd o perioadă foarte, foarte benefică și foarte puternică pentru istoria recentă a poeziei. Și așa, putem spune că, strict dintr-un punct de vedere sociologic, prin Torou și prin toate evenimentele care s-au consacrat acolo de-a lungul anilor, s-a creat așa un mic hegemon în Cluj, ca să spun așa. Deci, cam așa se vede lumea literară din Iași, adică lumea literară din exterior, privită din Iași. Da, da. Sigur că și la București este o comunitate foarte puternică. Cu siguranță. Adunat în jurul lui Claudiu Comartin. Da, clar. Care e sufletul acolo. Adică acolo cred că sunt chiar și mai multe comunități diversificate și cumva care ajung să se cunoască între ele, mai ales pentru că București e și un oraș mult mai mare. Da, adică proporția e da. Pe măsură. Crezi că după Tebut un tânăr poet mai are nevoie de modele sau e timpul să se desprindă și să-și vadă de propriul drum? Mă gândesc, când eram în liceu, țin minte că discutam cu Alex Vesieș lucrurile astea despre anxietatea influenței, despre ce facem când simțim că suntem, că scrisul nostru imită sau ajunge într-un mod involuntar să fie foarte ușor asociat cu scriptura altcuiva a unui autor pe care noi îl iubim, îl îndrăgim, îl avem aproape. Și tocmai cred că în momentul în care reușim să înțelegem că cu toții de fapt funcționăm așa, cu toții avem, nu neapărat nevoie de modele, dar cu toții avem diverse surse din care ne inspirăm, cu care rezonăm și în momentul în care reușim de fapt să topim toate influențele noastre, ajungem să fim originali. Și în momentul în care nu mai vezi modelul ca pe ceva ce este mai puternic decât tine sau ceva care îți este superior în vreun fel, ci strict ceva cu care rezonezi, cu care ești pe aceeași lungime de undă, cred că dispare și cumva anxietatea asta că trebuie să depășim pe cineva. Și tu actualmente în ce stadiu ești? Eu cred că așa fără să ai rețineri. Da. Asta e. Dacă e cazul. Da, da, da. Cred că cel puțin asta simt eu. Acum nu știu cum se vede lucrul ăsta din exterior sau care e poziția altor persoane, dar eu simt personal că prin debut am reușit cumva, nu neapărat să-mi găsesc propria voce, dar am reușit cumva să aduc și un aport personal față de toate influențele care au contribuit cumva la dezvoltarea scrisului meu. Am ajuns cumva să mă regăsesc pe mine, să-l regăsesc pe Ioan în poemele respective. Cu tot, bineînțeles, cu tot subtextul și substratul de alți autori, de alte referințe, de muzici, filozofii, cărți, filme și așa mai departe. Ioan, hai să citim ceva din carte. Sigur că da. Ce vrei tu, dar vreau să îmi faci o dedicație și să citești la un moment dat și primul poem. Sigur că da, sigur că da. O să încep cu Talking Heads 1. Pe mine nu mă întreabă nimeni cine sunt sau ce vreau de la viață. Ajung să mă întreb singur ce așteptări am. Ce așteptări am de la oamenii cu părul verde care vin să mă îmbrățișeze? Ce așteptări am de la câini înfrigurați care vin să mă lingă? Ce așteptări am de la părinții mei care mă simt diferit, dar care mi-acceptă diferența? Ce așteptări am de la cei din jurul meu care mă simt diferit, dar care nu mi-acceptă diferența? Și vreau ca în viață să iubesc și apoi să fiu iubit, fără să apară dezbinarea dintre mine și oricine vrea să-mi poarte grija. Cu o singură mișcare din adins, i-aș putea ghida pe cei ce vor să mi se apropie, să-mi facă radiografie la spirit.
Dar pe mine nimeni nu mă întreabă cine sunt, pentru că omul nu se va interesa niciodată asupra omului. Aș putea fi un brunet urât și o brunetă urâtă în același timp și nimeni să mă privească ori să mă certe. Ce așteptări să mai vreau de la viață când a vrea să pictez o casă și să ai o casă sunt așteptări incorrecte. Ajung să mă întreb unde mă localizez, în sufletele celor dragi sau în propria rugăciune. Pentru că pe mine nu vrea nimeni să mă îndrepte, să mă întrebe cine sunt, să-mi spună cine sunt și să-mi arate cine sunt. Nu vreau decât iluminare prin două cuvinte sau printr-un singur cuvânt, de la viață. Iluzia. Iluzia că ești chemat să răspândești o învățătură aleasă. Dar nu ești ales, ci resimți o cădere ușoară a vântului. Și îți arăți că ești mai mult decât o pasăre care nu poate să zboare. Tu poți să zbori cu sinapsele conectate la depărtare. Și vine iluzia că ești perceptibil perfect și nu ininteligibil perfectibil, dar plauzibil de defect cât să resimți o tentativă de mână care te caută la atingere. Îți mângâie buricul degetului mic să te scape de traume. Acea mână îți devine singurul martor la sperjur. Uită-te de jur împrejur. Menține-ți ochii larg deschiși cât ești atins. Căci a fi atins nu-i totuna cu a fi ales. Iluzia că ești ales, când nu ești de fapt ales, te face să te crezi pervers, nevăzător și neîncrezător în univers. Însă menține-ți ochii larg deschiși și eliberează-i de indici negativi. Răsfață-i cu oxigen pentru că poate nu există univers, ci doar macrosisteme și microsisteme cu vase comunicante și tot felul de colective. Cere-le deviație de la normalul ambalat în ură pentru diferit. Cere-le să se raporteze la tine așa cum s-ar raporta un câine la câine și așteaptă-te să se raporteze la câine așa cum s-ar raporta la marea iubire. Iluzia că ești chemat să dai hrană la arhitect, să vezi ce n-ai putea să vezi, oriunde te oprești sau te duci să te întâlnești cu imperativul producției. Ai fost ales să produci și nu vrei să te culci ca să produci. Iluzia că nu te culci e cea periculoasă. Te vrea în plasa ei întoarsă, să adormi în barcă, mâna care te caută să nu-ți mai fie martoră. Iluzia că o să reușești te încearcă. Și pentru repriza aceasta de lectură voi mai citi un poem scurt. Voi citi, cred că, singurul sonet din colectiva. Se numește Fire. Așteaptă-mă să-ți generezi mișcarea mâinilor. Ochii nu-ți întrista de vreme. Nici măcar în locuri sterpe nu-i durere faptul că așteptarea poate varia. Dacă n-aștepți viața, nu mă aștepta pe mine să-ți umplu mâinile cu fire și n-aștepta ca truda mea să fie facere de bine. De tine nici durerea nu se va îndura. N-ai de ales decât un singur tip de mers, care se ostenește ție să-ți salveze semeția trupului, aflat în șantier. Așteaptă-mă și lasă-mă să te aștept. Să-ți fier brănile și să-ți pun proteze în loc de oxigen. Nimic, la schimb, să-ți cer. Mulțumim pentru prima rundă de lectură. Ioan, tu ești în lumea literară de câțiva ani, să zic. Deci, chiar, de când te consideri tu? Din clasa a 10-a. Din clasa a 10-a te consideri intrat, nu? Da. În lumea da, literară. Da, într-un anume sens, da. Deci, în clasa a 10-a câți ani aveai? Aveam 16 ani. 16 spre 17. Acum ai... Acum am 22 spre 23. Așa, deci sunt vreo 6 ani. Cam. Ți-ai făcut o idee așa. Da, da. Cum vezi tu lumea literară așa românească, contemporană, cu bune și cu rele? Cu bune și cu rele. Cu bune, faptul că am întâlnit o serie de oameni foarte, 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 foarte frumoși, de la care am avut foarte multe de învățat. Atât din punct de vedere intelectual, cât și din punct de vedere existențial, oameni din toată țara și faptul că e o comunitate pe care eu am descoperit-o și la care cumva foarte mult și încă într-un anume sens mă simt ca fiind adecvat ei.
eu cu interesele mele, cu căutările mele, cu felul meu de a trăi și așa mai departe. Lucruri bune și alte lucruri bune. Faptul că oamenii vor să facă evenimente, vor să se cunoască între ei, vor să creeze context, spații prin care poezia sau proza sau filmul, teatru, critica de teatru, critica de film, critica de poezie și așa mai departe, să intre în dialog, deci atât partea strict artistică, productivă, cât și partea de receptare, de exegeză, teorie și așa mai departe, consider că trebuie să existe cumva un dialog între reprezentanții acestor două câmpuri. Și mi se pare că oamenii chiar își doresc să facă lucruri și tot ce e nevoie e să se adune câțiva oameni, să formeze o mică comunitate, un grup de prieteni și de acolo să nasc idei. Și mi se pare că poezia are puterea să reușească să facă genul ăsta de lucruri. Lucruri mai rele, ca orice comunitate. Trebuie să le zicem și peste. Ca orice comunitate de artiști, știm bine că poezia duce uneori la o exacerbare a ego-ului, duce la o serie de... Dar de ce crezi tu că așa e? Dar de ce crezi tu că se ajunge la, la un ego de ăsta supradimensionat așa? Nu știu, pentru că poate se creează niște romanțări și niște mitologii în jurul aurei de artist, de poet, în cazul de față. Dar nu cred că e o marotă strictă a poeziei, cred că ține și de artiști plastici, da, și de artiști, da, vizuali, de muzicieni. Nu știu, probabil e, știi, când cumva ai o pasiune care îți definește existența, și care în același timp te face, într-un anumit sens, nu neapărat un ciudat, dar strict din punct de vedere social, un om care privit din exterior pare mai degrabă un om disfuncțional decât funcțional. Cred că în momentul în care îți accepți cumva condiția asta, că poți să fii mai degrabă un marginal decât un om mediu dintr-o societate, ca să spun așa, și asta nu mă refer strict la finanțe sau lucruri de genul ăsta, strict să spunem așa, ca interese de viață, ca pasiuni, ca stil de viață, discuții, și așa mai departe, discuții și așa mai departe, gândire. Cumva, cred că asta e un mecanism prin care noi vrem să ne dăm o anumită importanță. Faptul că, și asta nu înseamnă neapărat că ne dorim să fim foarte aclamați sau să fim recunoscuți de toți oamenii din exteriorul comunităților noastre artistice, dar mai degrabă, tocmai faptul că se creează o enclavă în care toată lumea ajunge să se cunoască cu toată lumea, în care așa un fel de stat în stat, să spunem așa, o chestie de genul ăsta, oamenii ajung, să presupun că se supraliciteze, să-și supraliciteze valoarea lor și probabil, uneori să aibă impresia că pasiunile lor, interesele lor le dau un alt statut, cel puțin față de propria lor persoană, un statut de autovalidare și așa mai departe. Și nu spun asta, nu o spun din exterior, că și eu am pățit așa ceva. Adică cred că cu toții, la un moment dat în viața noastră, riscăm să intrăm într-o mică pantă egotică sau egoistă, să spunem așa. Te-ai simțit vreodată marginalizat într-un grup pentru că scrii? Nu am avut norocul să am o serie de prieteni care sunt foarte înțelegători și cred că m-a ajutat faptul că și eu sunt destul de cameleonic. Adică am mai multe pasiuni care cumva majoritatea dintre ele au legătură între ele, dar în același timp se pot și exclude uneori. Și faptul că am avut nevoia asta de a descoperi mai multe câmpuri, mai multe fronturi în existență, m-a ajutat să dau de oameni de toate tipurile și de toate felurile, să încerc să-mi chestionez cât mai mult prejudecățile despre diverse tipuri de oameni și asta m-a ajutat mereu să mă adaptez poziția socială la context. Și mereu mi s-a părut o chestie amuzantă treaba asta, că puteam să stau cu mai multe tipuri de oameni care cumva nu aveau neapărat legătură între ei. Mai degrabă, aș tinde să cred că m-am autocenzurat eu într-un grup. Gândindu-mă, nu neapărat că oamenii ar râde sau s-ar plictisi sau
n-ar înțelege, ci cumva mă simțeam eu într-o poziție stânjenită sau inadecvată să, în respectivul grup, în respectivul context, nu știu, să spun că na, eu scriu poezie sau că mă ocup cu așa ceva, mă simțeam că nu e cazul. Deși, cu siguranță, oamenii respectivi ar fi fost receptivi dacă ar fi fost vorba de discuția asta. Ce alte chestii negative ai mai observat, dacă ai mai observat? Dacă nu, nu. Eu te întreb toate lucrurile astea, nu întâmplător, ci pentru că eu sper să se schimbe ceva în da. Mentalitatea asta socială din lumea literară. Eu cred că deja se schimbă într-un anume sens, adică... Din câte îmi spui tu, multe chestii nu schimbate față nu, de ce am multe trăit chestii eu când eram de vârsta ta. Nu sunt neapărat schimbate, dar nu mai sunt la fel de normalizate. Adică nu se mai închid ochii atât de ușor la ele. Sunt taxate foarte repede. Da, adică mi se pare că, nu știu, n-aș vrea să vorbesc chiar cu exemple concrete, dar să zicem că niște acțiuni au unor poeți din anii 2000, de pe anumite platforme, nu dăm nume, niște schimburi de replici, niște ironii, cinisme și așa mai departe, dacă sunt făcute acum, în contemporaneitate, în actualitate, de aceleași persoane sau persoane mai bătrâne sau persoane mai tinere, se vor găsi oameni care să taxeze și să pună la index genul ăsta de atitudini, argumentat și extrem de justificat să fac așa ceva. Cei care critică, care taxează, care cumva aduc pe masă o problemă și așa mai departe. Și așa cred că se pot schimba lucrurile, să nu se mai închidă ochii la toxicitate. Toxicitatea, orice formă de toxicitate, să fie conștientizată, să fie discutată, să fie problematizată public și fără să asta să ducă, asta e partea mai problematică și poate mai puțin frumoasă, că dacă cineva, de exemplu, să zicem, calcă strâmb și, nu știu, nu neapărat, să zicem, face necinste unui congener de-a său și lumea chiar se solidarizează cu cel care este, care a pățit-o, care este rănit sau și așa mai departe, în loc să existe o discuție mai degrabă despre cât de problematic este ce a făcut omul care a atacat, care a discriminat sau așa mai departe, se creează un scandal și mai mare în jurul discuției respective și cumva se ajunge într-o spirală și mai toxică. Da, și într-un punct mort, că da, până la urmă punct nu se rezolvă nimic. Într-un punct mort, da. Dar pentru mine există bucurie că există inițiativă și există oameni care nu mai pot să mai închid ochii și să, pur și simplu să li se pară fie anormal, dar să decidă să nu ia cuvântul, fie chiar să fie ignoranți, nu li se pară neapărat o problemă. Acum, una peste alta, nu putem spune că lumea generată de poeți este statică și nu. Tăcută. Nu, nu, nu. E un dinamism foarte mare, chiar și cu scrâșneli și da, cu amenințări și cu... Clar. Și să știi că chestia asta, eu am auzit-o pentru prima dată destul de apreciativ din partea unui prozator. A zis, mă, dar voi poeți, vă amenințați, vă... La noi prozatorii liniște așa, noi scriem în legea noastră, da. Dar voi, mai prin baruri, mai cu... Păi na, este vorba lui Florin Iaru, cu poeții umblă în șleachtă, umblă în gașcă. Și cred că și asta contează foarte mult, că practic e o comunitate mai mare care e suma unor microcomunități, microgrupuri, a unor găști. Și cred că da, contează foarte mult că față de prozatori, clar, poeții sunt care mai... Care sunt mai solitari. Da, nu? Și sunt mult mai gregari, mult mai gregari. Și cred că și asta contează. Da, cu siguranță există orice, să zicem, fațetă negativă are și părțile sale pozitive și invers, o parte pozitivă duce și la alte consecințe negative. Clar, și eu iubesc dinamismul lumii poeziei și eu sunt super fascinat de cât de mulți oameni am putut să cunosc și cât de multe grupuri am ajuns să mă integrez prin
prin poezie, dar personal consider că nu mai e, nu e cazul să, nu știu, să fie legitimată atitudini în care, nu știu, se ajunge la violență sau la lucruri de genul ăsta. Din nou, chiar asta nu vreau să fiu ipocrit, pentru că cumva asta e problema, că ajungi să cazi într-o comunitate în care oricât de corect ai încercat să fii, la un moment dat și tu vei ajunge să fii pătat. Pentru că la un moment dat o să cedezi. Și tu s-ar putea să te enervezi, și tu s-ar putea să ai o ceartă, un clinci cu o anumită persoană, da. Și tu să vezi că tu vrei să ai o discuție foarte rațională cu persoana respectivă, să-i arăți că are niște atitudini greșite și la sfârșitul zilei te trezești că cumva ai intrat în jocul lui și ai ajuns să fii cel puțin în relația cu el, la fel de toxic cum e el cu toți ceilalți oameni. Să fii poate la fel de violent, la fel de agresiv, să-l ameninci și tu și așa mai departe. Dar ce e important e, cel puțin, nu știu, mă gândesc la oamenii care se apropiați de vârsta mea, noi și noi greșim, nu suntem niște, nu știu, niște panseluțe tot timpul sau lucruri de genul ăsta, să nu romanțăm nici noi prea mult, dar cred că noi avem avantajul că mult mai des reușim să conștientizăm lucrurile astea și să ne punem problema că ok, deci am făcut niște lucruri care sunt foarte greșite. Hai totuși să încerc să nu le mai perpetuez. Pentru mine, pentru cei din jurul meu și așa mai departe. Cred că aici, să zicem, e o mică schimbare. Ioan, hai să mai citim ceva. Sigur că da. Eu ți... Și ca să mă țin de cuvânt, voi începe cu dedicația pentru Cătălin, câteva vrăși pentru tine. Primul poem din colectiva. Te-am văzut în timp și am rostit câteva vrăși pentru tine. Cine mi-ești tu mie, aș fi crezut că știu. Aș fi crezut că dincolo de două mâini care învață să se cuprindă, există două suflete care învață să se înțeleagă. Apoi să se accepte, apoi să se ierte. Ți-am văzut imaginea cum se estompează prin cafenele. Dar cine mi-ești tu mie, aș fi vrut să știu. Aș fi vrut ca o dragoste să o rezolve pe cealaltă, să o tămăduiască, încă de la rădăcini cât se șterge pe sine. Apoi să se accepte, apoi să se ierte pe sine. Dar tu te-ai iubit întâi pe tine și după m-ai iubit pe mine. De fiecare dată când ți-am apărut fulgerător în conștiință, m-ai alungat din spațiul ei și facerile pe care le-ai făcut și-au asumat prezența unei singuri voci care le ordonează. Să-ți faci fericire singură mai întâi, pentru a face fericire altora după. Dar nimeni nu știe cum rămâne cu acele fericiri ale altora, sfârșite și bruiate de fericirile tale. Eu nu pot face fericire singur mai întâi. Eu mă fericesc prin ce dau celuilalt, oferindu-mă spre salvarea sa cel scapă de tulburări și devianțe. Pe mine însă nu mă scapă nimeni de tulburări și devianțe, pentru că nimeni nu se oferă să mă iubească mai întâi pe mine, să se ofere spre a mă salva, ca atunci când un frate simte că e pregătit să moară pentru sora sa. Te-am văzut în timp și am rostit câteva vrăji pentru tine. Tu de ce nu te rogi pentru mine de fiecare dată când mă nasc în mintea ta? Tu de ce nu bagi de seamă că uneori bucuriile tale sunt anihilarea altcuiva? Aștept ca fiecare potecă a memoriei mele să mă înșele treptat, să mă amăgesc încât să mă cred altcineva, îndrăgostit de altcineva, să mă prefac pentru perioade și perioade că nu trăiesc în interiorul problemelor mele, sechele după sechele după sechele. Aproape că nu se cuvine să-mi doresc să existe intensitate în trăire. Dar oricum, tu nu trăiești pentru mine sau trăiești pentru mine așa cum nu trăiesc eu în interiorul care mă seacă de energii. Am rostit câteva vrăji pentru tine în timp ce te-am văzut. Hybrid Sarx. Corpul a fost ascuns. S-a branșat la mii de rețele. Pielea a înghețat pentru permafrost. Și timpuri au fost când uman era mai mult decât uman și uman era infrauman, mai puțin decât omul avut, operator al centrului. Corpul a fost ascuns și multiplicat în serii și lanțuri ce se întrepătrund circular. Mașinării și asamblaje comunicante fluctuează stazele circulației și scapă purificării. Corpul a devenit proces. S-a scuturat de propria esență și s-a făcut rod al hibridării. Vrăjitoare totem, femeie bufniță,
de la individual unic la colectiv naturat ce se alungește de-a lungul globului ca o cale ferată. Corpul a devenit o cale ferată. Poziționare locală și traversare globală, pretutindeni în corp se întrevăd în crengături de traverse, feroviar unsuroși, refugiați speriați și asexuali, transformați în cifre statistice care așteaptă să fie actualizate pe peron. Corpul a fost injectat cu antivirus ARN, încălzit la peste 70 de grade la termică, și a pierdut rușinea de a se arăta. Un afișaj de bord care a criptat bordul. Corpul s-a dezumanizat, fugind de închipuirea lui. L-a alungat pe Endehomena, zeul chipurilor. Corpul a fost dezvrăjit și deposedat de propria energie interioară. A sosit vremea de dincolo de vremuri, în care timpuri și locuri se divid și se recompun. Obiecte și subiecti se încrucișează în vasimorfi. E sete de corp, între exterior și interior. Împărtășirea e o formă de luptă absentă, nici înăuntru, nici în afară. Ca o răscoală neîmplinită, se poartă mereu între. Și încă un poem pentru această repriză. Să căutăm unul mai scurt. Copaci. Am privit un stejar și n-am avut răgazul de a-l cuprinde. Bradul m-a luat prin surprindere, negându-mă actul de a-l privi. Cu un copac nu se poate vorbi, căci spusa noastră nu-i pe înțelesul lor. Iar teama de rană îl lasă în pană de viziuni. Nu mai trudesc să mă imprim în vizuina lor, să mă transpun cu gândul meu de om în clorofila pomilor. Și ei mă văd, mă simt, mă storc, dar nu mă feră calea științei lor, ci doar mă lasă să-i ating cu tot ce pot. Dar cum să pot ieși din om, să învăț să șuier și să nu mă plâng când cade pielea de la ger și carnea devine un călător izvorât din pământ? Cei atinși de copaci vor fi salvați, iar îmbrățișarea lor va restaura energia materială. În pământ zace o steneală decrepită, nestrăbătută și nepătrunsă de om, unde alte genomuri se zbat între veghe și somn. Am privit un stejar și nu mi-a arătat cum să mă deschid, să fiu acaparat de tot ce mă înconjoară, de tot ceea ce stă sub ceea ce mă înconjoară, de tot ceea ce stă de desubt sau deasupra. Vreau să fiu prima floare și ultima. Ioan, tu crezi în... Crezi în percepția subiectivă a unui poet? Adică, crezi în gusturi literare? Dacă, să spun, în sensul în care dacă mă întâlnesc cu un poet și el îmi spune ce plăceri literare are, dacă eu le consider ca fiind valide sau la ce anume te... Mă refer la faptul că... Dacă tu întâlnești pe cineva așa, care a citit pe un poet sau pe mai mulți pe care tu i-ai citit și tu nu te regăsești în părerea lui, el vine cu argumente, tu nu te regăsești în părerea lui, tu consideri că persoana aia s-a înșelat în privința acelui poet? Nu. Sau, nu. Sau cum? Nu s-a înșelat, clar, nu. Nu cred în pretenții obiective de a ierarhiza autorii. Să proclamăm că cineva este... Adică, sigur, în momentul în care, să zicem, nu ne place sau ne place un autor, în momentul în care suntem chemați să dăm crezare, să dăm argument pentru de ce e așa, sigur că atunci tendința noastră este să fim foarte vehemenți și cumva să ne susținem punctul de vedere ca și cum ar fi un punct universal. Dar nu, am atât de mulți prieteni care iubesc unii poeți pe care eu nu iubesc și invers, discutăm ce ne place și ce nu ne place, dar la sfârșitul zilei rămânem prieteni, adică nu e nimeni care se înșele, pentru că suntem foarte diferiți. Fiecare are o satură atât existențială, afectivă, cât și intelectuală pe care s-a construit, după care și-a ghidat devenirea și căutările și normal, e, dacă, nu știu, să spunem,
unul are o anumită afinitate pentru, să zicem, neo-expresionism, poate o să fie mai greu să gireze poezia algoritmică, de exemplu, și invers. Dar asta nu înseamnă că unul s-a înșelat sau că un tip de poezie e mai important așa dintr-un punct de vedere pur obiectiv decât celălalt. Dar crezi înăuntru aceleiași persoane, respectiva ta, crezi în vârste de percepții? 100%, 100%. Și nu știu dacă vine, dacă gestul acesta sau, să zicem, premisa aceasta mi-a venit prin intermediul poeziei, ci mai degrabă prin intermediul filozofiei. Se citește foarte diferit filozofie în liceu, când ai 15, 16, 17 ani și cu totul diferit citești filozofie când ajungi în facultate și ai deja 19-20 până spre... Și apoi și la alte vârste. Și tot așa. Și asta arată că cred că e foarte important actul relecturii. Să nu rămâi cu gândul că o carte sau un autor s-ar putea să nu-ți mai vorbească niciodată, știi? După ce, sau să-ți vorbească în totalitate, de la o primă lectură. Cred că pot să existe cele de-a doua șanse, în condițiile în care, de exemplu, dacă pur și simplu, în momentul în care citești un anumit autor la o anumită vârstă, nu ai resursele necesare, nu ai pur și simplu construcția necesară ca să-l înțelegi sau ca să îți poată vorbi, să-ți poată transmite ceva, dar îl citești la altă vârstă, cred că lucrurile se schimbă. Și aici e o ambivalență, că același lucru se întâmplă și când nu-ți place ceva și după citești s-ar putea să-ți placă, sau invers, când citești ceva, îți place și peste an nu-ți mai place, nu te mai regăsești deloc. Cumva la mine asta e mai degrabă. Sunt multe lucruri pe care le-am citit cândva și care îmi plăceau și acum nu mai îmi plac. Decât, în general, lucrurile care mi-au plăcut au rămas cu mine în timp. Ioan, tu ai fost la Filit invitat anul trecut. Da. Ca poet, în festival. Cum ți s-a părut experiența? Cum... Deci prima reacție când am aflat că voi fi invitat, când am comunicat cu Florin Lăzărescu, a fost șoc. Am fost foarte șocat, încă nu mă gândeam că e real ce se întâmplă, că e pe bune, dar era foarte pe bune. Mai ales că până la urmă Filitul a fost, cred că, unul dintre cele mai mari contexte în care am descoperit poezia când eram în liceu. Da. Dacă nu era Filit, nu era întâlnirea lui Cosmin Perța cu cei din Alexandrie, cu liceul de unde am fost eu și așa mai departe. Deci cumva mereu am avut o fascinație față de acest festival și după aceea atât în clasa 11-a, cât și în primul an de facultate, dacă nu mă înșel, am citit la maratonul Filit. Înainte mergeam la toate evenimentele pe lângă maraton, mă adunam cu foarte mulți prieteni veniți din toată țara, poeți, prozatori, traducători și așa mai departe, care erau invitați. Și pentru mine era o fascinație, pentru că era puștanul de 17-18 ani care stătea printre niște oameni pe care îi stima și îi stimează foarte mult și e un sentiment că e foarte puternic, că se întâmplă ceva în viața ta care e, nu știu, foarte important. Care e foarte important. Da. Și după aceea să ajungi tot la o vârstă la care încă ești destul de puștan, nu neapărat puștan, să zicem tânăr adolescent pe la 20 și ceva de ani, să considere niște persoane care construiesc și au construit de ani de zile un festival atât de important din România și din estul Europei, să considere că tu ai ceva să spui, că ai ceva să spui oamenilor, că trebuie să fii acolo prezent, să existe o serie de dialoguri cu tine, să existe o lectură cu tine, nu a putut decât să mă bucure și să mă facă în același timp să înțeleg că munca mea dă roade și deloc să mă culc pe ureche, ci din contră să iau acest eveniment nu doar ca pe o validare, ci ca pe
un semn că trebuie să continui și să continui și să continui să mă autodepășesc și să continui până la urmă să fac ce îmi place, să scriu și să citesc. Sau, de fapt, să citesc și să scriu, în ordinea asta. E mai bună. Eu te rog să te mai citești puțin. Sigur că da. Să citesc, cred că, două poeme mai lungi din a doua parte din colectiva. Unul se numește Hybrid People Expo 2. E un poem ceva mai experimental. Prietenii mei, colectivele lor, pentru picior, pentru om, pentru ocean, parte aruncată în altă parte, dintr-un țărm scufundat de percepție. Spring Groove Experiment mid-60s sau Santo Daime acum. Nu-mi trebuie o altă percepție pentru cei ce veghează de desubtul celor ce ne stau de veghe dintr-un țărm scufundat al percepției. Răsar unde industriale și unde solare ce topesc argila. Prietenii mei asamblați de colectivele lor, sau mai degrabă aș spune, prietenii mei dezintegrați în prieteniile lor, mașinerii care combină pielea cu firele de înaltă tensiune. Picioare de om prefigurate în debit de ocean. Parte de ocean aruncat în ochi. Ochiul aruncat în sine. Și n-aș putea vorbi, căci acum nu pot să vorbesc decât prin colțuri. Proiecții. Fundalul vorbește prin mine. Luminății care se deschid sub forma unor lampadare albastre. Tailuri sonore picurând fractali în urechi. Prietenii mei, colectivele lor. Ce ar fi viața fără viața lor? Atât de digital, dar atât de tangibil. Nu vom mai ști unde se ține săvârșirea locului. Nimic mai greu decât a te reconfigura din memorii care își schimbă punctul de tracțiune. Apariția minții tale în mintea ta îți scapă. Se tupesc organele, frige structura. Colectivele lor pentru picior, pentru om, pentru ocean, pentru o parte a unei alte părți, pentru un experiment potent, pentru un pattern patent. Să-mi spună cineva unde se curbează undele, când cărbunele întâlnește dioxidul sau când pompele de extragere nu mai extrag litiu. Parte dintr-un țărm scufundat în altă parte. Ca o hartă, firul roșu devenit firul gri al fosilizării. Respir prietenii mei plus colectivele lor. Respir în cod și încifrez serial lungimile și lățimile care mă cuprind. Vine o undă, un fascicul, o fereastră deschisă pentru non. Eu sunt non. Eu sunt. Eu nu mai. Eu nu. Eu nu mai sunt conectat la rețele de modulație, blocat în translație, în alte creiere care s-au dezintegrat. Nu vom mai ști de unde am plecat, de unde vorbim sau cum să vorbim din memoriile uitate ale altora. Creierul e o uitare care cere sinteze pentru continuarea sa. Eu nu mai sunt stază, sunt sinteză. Și o să citesc chiar poemul care dă titlul cărții, e ultimul poem din carte, și pe care îl dedic colegilor mei de la filozofie prezenți aici, una din frumoasele colective, adică grupuri de prieteni de-ale mele. Pentru că, de fapt, colectiva se referă la o colectivă de prieteni. Despre un grup de prieteni care ajunge să aibă, să-și construiască propria mitologie în jurul lui. Deci, mă iubesc. Colectiva. Mantra. Acum. Acum spațiul și timpul. Acum corpul asamblat să se descompună. Acum corpul format din fire și organe fără organe. Mantra. Acum noi. Acum noi nu mai încăpem de noi. Acum noi umanii și infraumanii. Acum noi visăm în spații mediate psihosomatic să fim compuși structurale ai antimateriei. Acum noi prefigurați în ploi toride, ninsori lungi, uragane alerte, căderi moleculare, tulpini zoonotice și secvențe sonore sintetizate. Mantră. Acum noi cei. Acum noi cei fără de identitate. Acum noi cei fără de lege, pierduți în compresie. Acum noi cei fără de lumină transformați în lumină. Acum noi cei solari, solstițiali, iernateci și primăvărateci. Acum noi cei fără de început și fără de sfârșit.
ca un aparat conectat la alte aparate ce se cauzează circular, de la răspuns cauză la răspuns efect. Acum noi cei defecți fără de defect. Mantră. Acum noi cei care. Acum noi cei care nu mai suntem străini de animal. Acum noi cei care plimbăm idei de la minte la corp, de la corp la mașinărie, de la mașinărie la aer, de la aer înapoi spre corp. Acum noi cei care nu mai suntem corp. Acum noi cei absorbiți în pură sinteză, diferență creatoare fără de gen. Acum noi cei care am pictat ciuperca pe pereții peșterilor. Acum noi cei care ne-am predat descompunerii. Acum noi cei care din monolit am devenit compoziți. Mantră. Acum noi cei care nu. Acum noi cei care nu mai plimbăm idei de la minte la corp. Acum noi cei care nu mai funcționăm între minte și corp. Acum noi cei care nu mai suntem simpli privitori. Acum noi cei care nu mai putem sta deoparte în fața devenirilor celor drepte, celor deșarte, celor scurte și celor infinite. Căci acum noi cei care nu mai suntem om pentru om, ci om în afara omului. Mantră. Acum noi cei care nu ne. Acum noi cei care nu ne privim privilegiat. Acum noi cei care nu ne asamblăm afecte, efecte vizuale, proiecții motorii, viziuni. Acum noi cei care nu mai suntem grund, cei fără de potențe. Acum noi cei dezasamblați de transgresie, flori pentru insurecție. Acum noi cei care nu mai suntem nebuni când înnebunim. Mantră. Acum noi cei care nu ne mai suntem, inegali, distanți, refractari, identici, asemănători, diferiți. Mantră. Acum. Acum noi. Acum noi cei. Acum noi cei care. Acum noi cei care nu. Acum noi cei care nu ne suntem. Mulțumesc. Mulțumim și noi, Ion. Acum, înainte să-ți adresez ultima întrebare. Vezi că mai aveai una, să nu uiți de ea. Am epuizat-o. Ai epuizat-o, da. Bine. Spune-mi, te rog, dacă ai vreo întrebare despre care te-ai gândit că o să-ți o adresez eu și n-am făcut-o. Mamă, nu m-aș fi așteptat la asta. Să știi că nu am, nu m-am gândit la ce întrebări mi-ai pune. Nu cred că mi-ar face bine să mă gândesc când sunt într-un context de ăsta la ce ar putea să mă întrebe omul respectiv. Dar aș vrea să mă întrebi totuși ceva cu, uite, chestia asta. Nu ai... Nu pentru că încep să-mi fac scenarii foarte multe așa, în cap. Da. Și chestia asta mai degrabă mă face să devin anxios. Și eu când vreau să vin într-un context de ăsta, nu vreau să fiu absolut deloc anxios. N-ai fost. Deci o să trec la ultima întrebare. Sigur că da. Ce crezi tu că vei face peste 10 ani? Întrebare foarte interesantă. Din punct de vedere profesional, dar și ca poet. Da. În asta intră și viitoarele cărți pe care, eventual, mai ales a doua, la care poate lucrezi acum sau... Am o idee, nu pot să spun că am început să lucrez la a doua carte, cred că ar mai trebui să mai treacă puțin de timp până să încep să lucrez la ea după vrei colectiva. Vrei să te spargi de prima, nu? Da. Să zicem că am... Deci încep cu cartea, da? Deci, ce mă văd făcând peste 10 ani. În materie de cărți vreau să scriu nu doar poezie, în primul și în primul rând filozofie, vreau să scriu filozofie, poezie... Crezi că trebuie să-ți faci un sistem al tău, numai al tău. Da, am și gânduri de cercetări ontologice să construiesc un sistem metafizic, dar nu vreau să, da. să public așa ceva. Asta ar fi efectiv un jurnal personal. Profesional, eu îmi doresc să rămân în cercetare în filozofie sau în sfera didactică. Vin din doi părinți profesori, am crescut într-o casă de profesori, am crescut printre cărți. Îmi iubesc foarte mult să lucrez cu copii, cu elevi, studenți, tineri de toate vârstele. Cred că am și tact pedagogic, fără să fiu prea... nu știu să spun, prea bun cu mine, mă gândesc că cumva
faptul că am o adevărată plăcere în a lucra într-un astfel de mediu, cred că m-ar face să fiu și foarte responsabil și foarte serios și să pot să le ofer acelor persoane o experiență interactivă, că n-aș fi niciodată genul ăla de profesor care să aibă o poziție de autoritate sau o poziție de putere în fața studenților sau elevilor, ce mai degrabă aș vrea să arăt că și eu am multe de învățat de la ei și cum și ei au de la mine, să învățăm reciproc. Cam astea sunt interesele mele profesionale. Acum nu știu dacă o să ajung acolo peste 10 ani. Faci un plan. Dar ăsta e planul meu, spre asta muncesc, de asta mă gândesc foarte serios să rămân master doctorat în filozofie și poate și o a doua licență sau un al doilea master într-o zonă de istoria și teoria artei, care mă ajută foarte mult, mai ales în calitatea de om care scrie poezie, de artist. Un alt lucru foarte, foarte, foarte important pe care vreau să-l fac peste 10 ani este să ajung să pot să contribui în calitate de manager cultural la comunitatea artistică din România, poezie, în zone de discurs mai degrabă transdisciplinar, poezie cu teatru, poezie cu artă vizuală, poezie cu muzică și așa mai departe. Îmi place foarte mult ideea de a ajunge să pot să construiesc în jurul unor oameni și în jurul unor locuri o serie de evenimente. Nu doar să fiu un artist, ci mai degrabă să fiu și un om care reușește prin resursele sale și ale prietenilor săi să aducă artiști în același spațiu, la aceeași masă. Pur și simplu mi se pare că așa cum și eu am fost ajutat de foarte multe personaje și pe care eu le îndrăgesc extrem de mult, mi se pare că și eu ar trebui să fac. Sau nu e neapărat o obligație morală sau ceva, dar este și ideea, o adevărată plăcere să știi că poți să faci tu ceva la rândul tău, măcar cât ți s-a dat. Exact, că poți să construiești o rețea de evenimente, o rețea de întâlniri și așa mai departe. Și un plan așa, un plan adiacent la care mă tot gândesc de cam de vreun an, să zic, e poate cândva în viața asta să virez și spre curatelă și spre curatoriat. E o zonă care mi se pare foarte... În zona artelor vizuale, nu? Da, în zona artelor vizuale, artelor performative, instalațiilor artistice. Mă rog, reflexul ăsta vine mai degrabă din Ioan pasionatul de filozofie decât Ioan pasionatul de poezie. Cumva reflexul teoretic din spatele consumatorului de arte mă face să mă simt foarte tentat de curatoriat. Și posibil, adică e un plan, mi-aș dori să mă văd peste 10 ani cu toate lucrurile astea puse la punct, dar e doar o pură dorință. Dar te vezi în următorii 10 ani, să zic așa, sau în următorii 5 ani? Te vezi într-o competiție cu tine așa, să scoți, de exemplu, o carte la 2 ani, cum am auzit că nu, e o chestie așa, să nu uite lumea de tine? Nu mi se pare absolut deloc sănătos să... Vezi din scris sau din productivitatea artistică ceva care trebuie să fie făcut la un nivel atât de programatic. Adică, sigur, scriu, sunt pasionat de scris, pot să spun că e o mare parte a vieții mele, alături de celelalte pasiuni care cumva sunt interconectate între ele, dar nu văd rostul de a pune o presiune pe mine nenecesară în condițiile în care eu nu sunt, în primul și în primul rând, la noi nu există, în afară poate de Mircea Cărătărescu și încă alți puțini, nu există ideea de scriitor profesionist, adică scriitor, nu profesionist, scriitor profesional, adică un scriitor care să aibă o meserie din chestia asta. Poate dacă aș ajunge să trăiesc din lucrul ăsta, poate aș vedea lucrurile diferit, nu știu, poate aș simți vreo obligație să dau o carte sau ceva de genul, deși na, e discutabilă și situația asta, dar atâta timp cât lucrul ăsta nu îl fac ca să obțin ceva la modul sustenabil din punct de vedere financiar care să mă ajute într-un sens material în viața mea,
nu simt niciun fel de presiune să scot o carte la 2 ani, să scot o carte la 3 ani. Scot o carte când se naște o idee foarte bună și pentru mine, bineînțeles, ideea, și începe să coaguleze în timp. Cred că asta e... Dar, uite, crezi că ar fi bine ca poeții să lucreze sau să nu lucreze? Să fie angajați undeva sau să nu fie angajați undeva? Eu consider că sloganul "arta este muncă" e foarte bine, e foarte bine justificat și legitimat. Nu neapărat e vorba de poezie să nu lucreze, adică doar să scrie poezie și atât. Și nu, să, nu, să aibă o slujbă. Consider că în foarte multe țări occidentale se trăiește din poezie. Cum se trăiește din poezie? Prin rezidențe artistice, prin burse artistice, prin subvenții, astfel încât omul respectiv chiar deja începe să vadă în ceea ce face deja găsește o altfel de raportare și o altă sferă. În momentul în care tu primești bani într-un mod constant, ca și cum ai primi un salariu, și se oferă niște contexte, ți se oferă niște, nu știu, niște locuri, niște spații în care tu să te duci, stai o lună, două, trei dintr-un an și trebuie să scrii, trebuie să produci o carte, trebuie să cercetezi o temă. Clar, atunci raportarea e foarte diferită. Normal că, și nu mai e vorba doar de o presiune acolo, e vorba că tu ești într-un mediu în care se presupune că tu ar trebui să produci. Și în momentul respectiv, normal că dacă ai toate condițiile necesare și vezi că sunt niște oameni, statul, să zicem, este interesat de ceea ce produci tu și vede o valoare în ceea ce produci tu și își dorește să-ți pune la dispoziție spațiu pentru a produce și, bineînțeles, stimulul financiar, normal că raportarea e diferită și poetul sau artistul primește un alt statut în societate. Eu consider că sunt pro. Că militez pentru așa ceva, numai că în cazul României este foarte greu, nu știu, nu vreau să dau un pronostic. Este posibil ca pe viitor să, nu știu, poate să ajungem acolo? Niște zeci de ani, aș spune. Adică trebuie în primul rând instituțiile politice care au acces la sfera educațională, sfera culturală, artistică, trebuie să existe alte inițiative, alte proiecte și, în primul rând, o altă agendă ideologică, ca să spunem așa, ca lucrurile astea să se întâmple. Plus că, în primul rând, nu doar nu e vorba de chestia asta, e vorba că noi, ca și societate, încă nu cred că suntem obișnuiți să vedem arta ca pe o formă de muncă, ca pe o formă de serviciu care e exact la fel ca importanță în calitate de muncă intelectuală cu munca fizică din cu care noi suntem mai degrabă obișnuiți, să zic așa. Asta cred că ține mai degrabă de o maturizare a societății și de a dezvolta condițiile necesare ca o astfel de perspectivă să poată să fie normalizată, în primul rând, la nivel politic, ca să fie implementată. Dar nu crezi că speranța va veni din mediul privat? De exemplu, eu văd într-un viitor apropiat că băncile or să acopere acest hiatus care... Eu spun că deja sectorul privat se ocupă cu astfel de lucruri, că oferă rezidențe, că oferă contexte și... Eu mă refer la bănci acum, am zis cuvântul ăsta? Da, la bănci. Da? Credeam că am uitat. Eu... Nu, inclusiv știu că și... Vreau să facă ceva de exemplu, concret. Nu știu, BRD care sprijină Scena Nouă, de exemplu. Să dau un singur exemplu, sigur. Da, eu personal sunt foarte de acord că există că sectorul privat, că ONG-urile, că diverse asociații fac această muncă, au o deschidere, au un interes în a discuta cu artiști și în a-i sprijini, dar cumva strict din principiu sau, mă rog, din cauza sau datorită cumva poziționărilor mele politice, consider că și statul ar trebui să facă asta și că mai degrabă ar trebui să fie în primul rând datoria sectorului public să se ocupe cu așa ceva și după și privatul.
Dar asta e strict o poziție, un punct de vedere personal, ca să spun așa. Hai să terminăm într-o notă poetică și să citești, te rog, cel mai drag poem al tău. Nu neapărat cel mai important. Cel de care ești tu legat afectiv cel mai mult. Bună întrebare. Cerință. Sigur, tu ești de toate legat, dar trebuie Știi că cumva în momentul de față mă simt destul de detașat de carte și chiar nu mi-am pus niciodată întrebarea, mai surprins, care e poemul meu, nu preferat strict din punct de vedere tehnic, ci care e poemul cel mai drag în cartea asta, dar o să citesc poemul care poartă în spatele său una dintre cele mai frumoase amintiri din viața mea. Și anume o întâlnire cu o persoană foarte dragă mie și vorba despre Andrei Doboș. Poemul ăsta chiar așa se numește, Cu mila domnului Andrei. Este un intertext dintr-un text numit Interese oculte a lui Andrei. Cine nu l-a citit, chiar vi-l recomand, este un poet extraordinar și un profesor de curând, cred că foarte talentat. Ce predă? Predă română, predă română în preuniversitar. Cu mila domnului Andrei. Prima dată când l-am cunoscut, de ziua lui, i-am văzut doar ghiozdanul magic, într-o poză făcută de Mihnea. M-am rugat să vină la Insomnia, dar n-a apărut. De ziua lui, aș fi vrut să facem compost in situ, pe Someș sau pe Criș sau la Patarât. Și nu știu ce am făcut sau cum am făcut, dar am ajuns să zâmbim împreună pe Twaism și să visăm să ajungem la rezervația Merwin. Pământul se înfurie când afară e penurie și noi îl simțim. Mergem să-l atingem, să-l umplem de plante plantate și semințe aruncate în sol. Ne deghizăm în Bodhisattva, pelerini între Meta și Karuna. Pe urmele lui Nagarjuna căutăm ce s-a ascuns din școala bătrânilor. Mereu la pas prin nestrăbătut, ne facem că n-am știut să găsim altă cale. Dar n-am vrut altă cale. Și am râs de n-am mai putut când l-am cunoscut la față. Cu mila domnului Andrei. Mulțumim, Ioan. Vă mulțumesc tare mult și eu. Mă bucur că ai venit aici. Am avut o discuție așa cum am vrut noi. Putea să fie mai lungă, dar întrebări sunt multe. Da. Aștept să mai publici o carte și ne mai vedem. De-abia aștept să ne revedem. Tot în contextul ăsta. De-abia aștept să ne revedem. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. O seară frumoasă tuturor. Bună seara.